ascultați acum de Domnul, voi frați iubiți care aici ați venit, să vă întâlniți cu Iisus Salvatorul, în casa Lui din nou bine ați venit. Bine ați venit, voi cei ce pe Golgota, prin jertfa Lui ați fost răscumpărați. El calea, adevărul și viața, de El fiți ați binecuvântați. Cuvântați acum de Domnul, voi cei care din inimă-L chemați, ca să reverse peste voi iar harul și mană sfântă din cer să luați. Fiți binecuvântați acum de Domnul, voi care inima Lui ați predat, care ați crezut jertfa de pe cruce și cu Duh Sfânt ați fost voi sigilați. Binecuvântați, iubiți prieteni, care în casa Domnului vă aflați. Primiți în inimă cuvântul vieții și calea Domnului de-acum urmați. Primiți în inimă pe Mesia, e Mielul Sfânt ce a fost junghiat. Vă va da în dar azi mântuirea și viața veșnică veți căpăta. Cuvântați acum de Domnul, voi frați iubiți care n-ați obosit, voi care luptați păzând cuvântul vieții, voi care voia Lui o împliniți. Fiți binecuvântați acum de Domnul, voi care rugăciune stăruiți, voi care vestiți cu drag cuvântul vieții, grăbind astfel venirea Domnului. Fiți binecuvântați acum de Domnul, voi care turma Lui o păstoriți, voi care stați pe turnul de veghere și glasul Domnului l-auziți. Fiți binecuvântați acum de Domnul, voi care orice clipă vă siliți, să rămâneți mereu lângă Domnul, când va veni pe nori să-L întâlniți. Fiți binecuvântați acum de Domnul, voi care orice clipă vă siliți, să rămâneți mereu lângă Domnul, când va veni pe nori să-L întâlniți.